Domnul președinte Michi Șerban, te invit aici lângă mine. Mulțumesc, Nadia. Mă bucur să vă văd în număr așa mare prezenți în Serbia, România, Bulgaria, din Banat, România. Ne-am adunat astăzi la acest eveniment pentru lansarea candidaturilor la Consiliul Local la funcția de primar a Comunei Râdești Vechi. Ne-am adunat dintr-un simplu motiv. Vrem un Dudeș mai bun, un Dudeș mai dezvoltat, un Kecleviș mai bun, un Kecleviș mai dezvoltat. Și pentru acest lucru trebuie să facem un singur lucru, să mergem pe 9 iunie la vot, să votăm Uniunea Bulgară din Banat și să sperăm că o să fie un lucru bun. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit în număr așa mare. Dau microfonul Nadiei să ne prezinte invitații și vă doresc o seară plăcută. Mulțumim, Michi. Astăzi, alături de noi, avem și câțiva prieteni dragi și aș vrea să invit pe rând cei care au ajuns până acum, cei care întârzie puțin, îi acceptăm așa întârziați. Aș vrea să ne întâmpinăm cu aplauze pe domnul Varco Boștinar. Te rog. Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc domnului deputat Nacov pentru invitație. De ce m-a aflat aici? Noi la RAD adoptăm modelul bun pe care îl avem în Parlament, și anume grupul parlamentar al minorităților naționale. Modelul acela, împreună cu Uniunea Bulgară, îl adoptăm și la RAD. Pe listele noastre, a Uniunii Serbilor din România, la candidați pentru Consiliul Local, s-a pus un reprezentant al dumneavoastră. Din păcate nu este aici. A fost. Este vorba despre domnul Dani Piț, care pentru prima dată am reușit să creăm această alianță a minorităților, să ieșim în fața arădenilor. Și de ce candidăm? Simplu. Unu, pentru a ne reprezenta interesele minorităților la nivelul municipiului Arad. Doi, pentru a sublinea ideea de multiculturalitate și de contribuție avută de minorități la dezvoltarea Aradului. Iar trei, pentru a fi parteneri ai administrației publice locale. Dar pot să zic în premieră că noi suntem și cei mai tineri candidați pe funcții eligibile la Consiliul Local al municipiului Arad. Și putem zice că reprezentăm și o voce a minorități a tinerilor. Și sper ca peste 4 ani să fiu din nou aici, în mijlocul dumneavoastră, și să discutăm din alt punct, să fiți primar și mult succes vă urez la următoarele alegeri. Doamne ajută! Mulțumim! Acum aș vrea să invit alături de noi și pe prietenul nostru, domn primar Buicu Dragoș. Aplauze! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, domnilor candidați! Mă bucur că am fost invitat aici în mijlocul dumneavoastră. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu invitat și la lansarea celuilalt candidat, colegul meu, domnul Bono Cucalan, dar pentru că i-am promis lui domnului Toni Nacov că voi fi prezent, am venit aici, deși poate nu este chiar așa colegial din partea colegului meu să fiu prezent aici. Nu aș vrea să vă influențez cu nimic și nici nu pot să vă influențez votul dumneavoastră. Doresc mult succes tuturor candidaților, și domnului Nacov, și domnului Cucalan, și dumneavoastră, domnilor consilieri. Dar am ținut neapărat să vin aici, deși n-am fost invitat din 2016, mă rog, în 2012 am fost și eu candidat. Am tot sperat că unul din candidați mă va invita la o lansare. Am vrut să fiu aici să mulțumesc oamenilor de la Dudești Vechi. În primul rând, domnului deputat Gheorghe Nacov, care în anul 2004 a inițiat și ne-a ajutat să facem un referendum pentru ca comuna Balcan să redevină, localitatea Balcan să redevină comună. De asta am vrut să vin, am ținut neapărat să vă mulțumesc în numele cetățenilor din Balcan, în numele meu personal, pentru ajutorul care ne-ați dat și ce a făcut să fim comună și să fim, zic eu, destul de dezvoltați la data aceasta. Mult succes tuturor candidaților și dumneavoastră veți ști 9 iunie
sigurat pe cine să alegeți să vă reprezinte. Mulțumesc! Mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase. Iar acum aș vrea să trecem la, cred că, cea mai importantă parte din acest eveniment și anume aș vrea să-l invit alături de mine pe candidatul nostru la funcția de primar, domnul Nacov Antoni. Mulțumesc, Nadia! Bună seara, Dubărvice! Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare să mă susțineți și să fiți prezenți la lansarea candidaturii mele și a colegilor mei la Consiliul Local Dudești Vechi. Mă bucur să văd tineri, copii și oameni de toate vârstele prezenți la lansarea candidaturii mele. Oameni din Constanța, din Dudești, din Cheglevici, colonia bulgară. Mulțumesc frumos că ați venit. Și pentru cei care nu mă cunosc, vreau să mă prezint. Majoritatea sunt 100% că mă cunoașteți. Mă numesc Antonio Matei Nacov, Toni Nacov, Toni Napușovă, pentru unii Cădnă, din partea părul numer care sunteți. Am 39 de ani, sunt bulgar, dar căsătorit cu româncă, Adina Pintilie de fată, am 2 copii, Justin și Iris, sunt un tânăr al acestei comune și am venit în fața dumneavoastră să mă cunoașteți încă o dată. De profesie inginer agronom, director de vânzări și antreprenor, un mic antreprenor. Vin cu suflu și forțe proaspete să schimb, vreau să schimb radical această comună. Pot să vă mai povestesc multe despre mine, dar o să mă cunoașteți și pe parcurs. Vreau să prezint echipa. Am o echipă, chiar pot să spun cu mândrie, cea mai bună echipă și le mulțumesc că sunt alături de mine și mă susțin, mă sprijină în tot ceea ce facem și cu siguranță vor fi alături de mine și după data de 9 iunie. Încep cu Ianțoc Ioan Neluțu, programator producție la Azopas Industries România și consilier local în funcție. Neluțu, te rog să ne spui câteva cuvinte. În primul rând, bună seara! Mă bucur că ați venit în număr atât de mare să ne susțineți. Numele meu este Neluțu Ianțoc, mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Sunt consilier local de 4 ani și vreau să vă spun că comuna noastră are nevoie de o schimbare. Iar acest lucru ar trebui, când data de 9 iunie, să ieșiți în număr cât mai mare la vot și să susțineți echipa Uniunii Bulgare, atât la Consiliul Local, cât și pentru funcția de primar, în persoana domnului Antoniu Nacu. Vă mulțumesc! Mulțumim, Neluțu! Următoarea este Tato Ecaterina Tini, economist și consilier local în funcție. Și reprezentanta Chegleviciului, Cristina Naom, care o rog să spună câteva cuvinte. Este jurist și o tânără forță a comunei noastre. Bună seara, mă numesc Naom Cristina. Toată lumea mă știe de Cristina Rus. Sunt căsătorită și am 2 copii. Și am ales să fiu alături de Toni, de echipa noastră bună. Ca să facem o schimbare pentru noi, pentru toată lumea, pentru Cheglevici în special. Oamenii m-au ales să fiu alături de ei și să sperăm că vom câștiga. Mulțumesc! Mulțumim, Cristina! Așa este, împreună vom învinge. Uniți vom învinge. Următorul candidat, Ciocan Adrian Adi, jurist și consilier local în funcție. Următorul candidat, Șerban Nicolae Michi, contabil și directorul
economic al Uniunii Bulgare, ci președintele filialei Dudești Vechi. Mulțumim, Michi, fără tine ar fi greu. Următorul candidat este Topciov Petru, Drugariu Topciov, profesor de istorie, și directorul liceului Sfinții Chiril și Metodii din Dudești Vechi. Vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte. Zăfal Antoni, bună seara tuturor. Și eu trebuie să mă trezesc că mă bucur să văd atâta lume, atâta susținere pentru Toni Nacov și echipa lui. Așa cum a spus Toni, și majoritatea mă cunoașteți, sunt profesor de istorie și limba engleză la liceul nostru din anul 2000, deci de 24 de ani. Actualmente sunt director al liceului după concursul de director de acum 2 ani. Pe Toni îl cunosc personal de peste 30 de ani. De aproximativ 20 de ani suntem apropiați în Uniune. Din punctul meu de vedere, ca director de școală, pot să vă spun că liceul nostru, ca orice școală, are nevoie de colaborarea cu primăria ca de aia. Cunoscându-l pe Toni, știm că va fi un partener, extraordinar, un partener de nădejde pentru școala noastră, pentru că pe toate planurile întâmpinăm dificultăți. Nu vreau să dezvolt foarte mult relația actuală a conducerii școlii cu conducerea primăriei, dar cu toată răspunderea pot să afirm că nu este dintre cele mai bune. Și nu din partea noastră, ci din partea actualului primar și a administrației sale. Am fost și consilier local timp de 10 ani, cunosc lucrurile așa cum, cunosc cum stau lucrurile în comuna noastră. Actualul încă primar nu colaborează cu directorul școlii, oricare ar fi acesta, nu doar cu mine, cu Topciov Petru, ci și cu cei dinaintea mea. Orice s-a întâmplat cu școala, cu clădirile școlii, cu grădinița, cu dărâmarea, cu construirea unei grădinițe cu două etaje, niciodată nu s-a consultat cu nimeni, cu niciunul dintre directori. Rezultatele se văd. Suntem în două schimburi din 11 septembrie încoace. Ora este de 40 de minute, pauză de 5 minute. Ne ducem activitatea în condiții foarte grele. Acest lucru se putea evita dacă domnul primar ar fi fost înțelegător și receptiv la propunerea domnului deputat Iusinacov. Am putea fi evitate două schimburi. Mai întâi ni s-a spus că cel târziu, până în 30 septembrie, vom reveni la un singur schimb. După aceea 20 octombrie, după aceea în mod sigur luna noiembrie și așa mai departe. Uitați, mai avem 3 săptămâni de școală și lucrurile sunt așa cum sunt. De aceea avem nevoie de o schimbare majoră în comuna noastră, nu doar din punctul de vedere al liceului, și din toate punctele de vedere, o să vedeți, avem programul și în pliantele pe care le-ați primit și Toni o să vi-l prezinte mai pe larg. Avem nevoie de o schimbare majoră în comuna noastră. Pentru aceasta este necesar lucrul să vă prezentați toată lumea, în număr cât mai mare la vot, pe data de 9 iunie. Să votăm pe primar, pentru funcția de primar, pe Toni Naco și echipa sa de consilieri și împreună, uniți, putem schimba direcția în care a ajuns, situația în care a ajuns comuna noastră. Zăberov, gospodar Toni Naco. Mulțumim frumos, Buzăfalem, Drugariu. Mulțumim frumos, domn director. Următorul candidat este Nacov Gheorghi Giusi, avocat în Baroul Timiș. Vedeți, avem oameni în toate domeniile și toate competențele posibile. Giusi, îți dau cuvântul. Bună seara, bun vecer. Mă numesc Gheorghi Nacov, dar toți cei care mă cunosc îmi spun Giusi. Sunt crescut la noi în comună. Clasele 1-12, tot la noi în comună le-am
absolvit. Sunt absolvent de drept la Timișoara. Primăvara aceasta am fost admis în avocatură în județul Timiș. Nu am terminat încă studiile. Mai am de finalizat masterul care e în administrație publică, motiv pentru care mă simt îndreptățit să candidez pentru funcția de consilier local. Și vă îndemn pe toți să votați cu Toni Nacov și cu echipa de consiliere a Uniunii Bulgare. Zăfale! Mulțumim, Zăfale, Giusi! Următorul, de fapt, următoarea candidată este Săudan Maria Mira. O cunoașteți toată lumea. E sora mea geamănă. Și colega mea de generație. Mira este o forță și sufletul Uniunii Bulgare, din toate punctele de vedere. Următoarea, tot o candidată, Babușkova Anca Dragana, care va ajunge în câteva clipe, este la spovedanie. Pentru că de azi într-o săptămână face pasul cel mare, deci suntem iată o familie, se va căsători în data de 8 iunie, dacă nu mă înșel, nu? Așa este. Și părintele a avut azi programul încărcat și chiar de la ora 8 au fost chemați la spovedanie și la pregătiri pentru cununie. Vreau să vă spun, Anca Dragana este economist și mai nou manager de magazin la Nicolae Mare. Următorul candidat este Ciocan Ioan Peruții, îl cunoașteți. Profesor, lucrează la Zopas și fotbalist, actualmente, acum de curând, cel mai bun portar din România la turneul fermierilor. Vă rog să-l aplaudați. O performanță obținută de Vest Agro, echipă care o manageriez eu. A obținut, suntem vice-campionii României la Campionatul Național al Fermierilor. Următorul este Racov Bono, Boni, operator de producție. Următoarea candidată este Tato Veva, teacher, profesoară de engleză la Liceul Sfinții Chiril și Metodii din Dudești Vechi. Următorul este prietenul nostru, Blaga Adrian, Adi, magazioner la Zopas Industries România. Următorul este, din păcate, absent, motivat, este la Londra, Ardelean Denis, economist și compozitor. Următorul, Augustinov Daniel, îl cunoașteți toți de Dănci, Dani, reprezentant vânzări. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Budur Marius, agent de securitate. Vă mulțumesc, mulțumesc încă o dată echipei, este alături de mine și mă sprijină și ne sprijinim necondiționat unii pe alții. Și acum, în continuare, vreau să vă prezint programul nostru, al meu și al echipei mele, pentru Dudești Vechi și Cheglevici și să nu uităm de colonia bulgară. Mulțumesc domnului Dragoș pentru prezență. Domnul viitor coleg. Programul nostru pentru Dudești Vechi este reducerea taxelor și a impozitelor locale la nivelul minimului legal. Taxele și impozitele au fost majorate nejustificat, ca și în cuantum ceea ce a dus la executări silite nejustificate. Cred că unii ați fost în situația asta, nu dezvoltăm. Exemplul pentru grădini se plătește la nivel de curs construcții. Dar în buget, la venituri apar grădini. Știți despre ce e vorba, nu intrăm în detalii.
un lucru primordial care la noi lipsește și domnul Dragoș, na, din păcate, are și dânsul treabă. La dânsul în comună, în comuna învecinată Balcani, dacă ați fost, ați văzut, sunt drumuri, trotoare, piste de biciclete, podețe, intrări spre curți. La noi acest lucru lipsește cu desăvârșire. Deci un lucru primordial sunt drumuri, trotoare și poduri, podețe. Asfaltarea străzilor, pavarea arterelor principale și realizarea de piste pentru biciclete. Repararea și pavarea trotoarelor din comună. Reabilitarea podurilor. Crearea de podețe și sisteme de scurgere a apelor pluviale. Astea le consider primordiale. Continuarea proiectelor de apă și canalizare. Iar un lucru foarte important. Finalizarea înlocuirii rețelei de apă, inclusiv instalarea unui filtru pentru arsen, din câte știu, inexistent în momentul de față. Haideți să ne gândim și la sănătatea noastră, la sănătatea copiilor noștri și să acționăm. Finalizarea lucrurilor pentru canalizare după proiectul UBBR care a fost abandonat de justificat. Doar că a fost a vechii administrații. Iar un lucru, zic eu, important și primordial, amenajarea centrului comunei. Pavarea și reamenajării trei zone centrale, amenajarea de noi parcări, înființarea unui parc pentru copii la standarde europene. Din păcate, în momentul de față, copiii noștri merg în comunele și orașul învecinat pentru că în comuna noastră nu există un asemenea parc. Dezvoltarea școlilor, susținerea liceului Sfinții Chiril și Metodii, punerea în funcțiune a noii școli de tip after school cu cabinet medical inclus, construit în baza proiectului Uniunii Bulgare din România. Sunt lucruri foarte importante care sunt ori prost făcute, ori inexistente. Iar un lucru foarte important, ordine și siguranță publică. Reînființarea serviciului de bază comunal, care pentru, din punctul meu de vedere, este un lucru important. Continuarea implementării proiectului de supraveghere a comunei prin camere video. Din câte știu, sunt doar câteva camere care cred că pot să le număr pe degetele de la mâini. În condițiile în care în alte comune camere sunt prezente pe toate străzile, în toate intersecțiile și în toate locurile importante ale comunei. Sprijinirea culturii și a tradițiilor, iar un lucru important pentru toate ansamblurile și coruri, sprijinirea tuturor ansamblurilor și a corurilor din comună, inclusiv cu sprijinul Uniunii Bulgare din România. Sprijinirea activităților sportive și echipei de fotbal Pobeda. Fără sport, uitați-vă la mine, așa arată un om care s-a lăsat de sport. Deci sportul e mama sănătății. Mens sana in corpore sano. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Și de aceea trebuie să avem mare grijă și să dăm importanță sportului din comuna noastră. Continuarea investițiilor în spații verzi și mediu. E foarte important acest lucru. Eu sunt inginer agronom și știu despre ce vorbesc și vă spun din suflet, trebuie să avem grijă de mediu. Dacă nu avem grijă de mediu, la un moment dat o să plătim treaba asta, din păcate.
menajarea bălților din drumul Chegleviciului, eventual prin concesionarea acestora, cele din dreapta. Continuarea programului de împădurire pe terenurile identificate ca disponibile. Copacii știți că sunt esența vieții. Pe lângă acest lucru, copacii, lizierele, protejează comuna de vânt, de furtuni, atrag ploi. Reamenajarea păduricii desfințate de actuala conducere, doar pentru că a fost a vechii administrații. Curățarea canalului Aranca. Din câte știu, canalul Aranca nu a fost curățat de cel puțin 20 de ani. Și din punctul meu de vedere, este un privilegiu ca și comună să treacă o apă prin satul tău. Menținerea unui nivel salubru al apei prin construirea de baraje de versoare, asemănătoare cu cele din Nicolau. Îmbunătățirea serviciului de salubrizare, precum și o mai mare atenție acordată aspectului și curățeniei localității. Crearea de condiții pentru a introduce rețeaua de gaz în comună. Nu este o exagerare sau un vis treaba asta. Coloana principală de gaz, din câte știu, este la câțiva kilometri de comuna noastră. Participarea în organismele județene și regionale create în acest sens, referitor la rețeaua de gaze. Transparență în administrație publică. Accesul direct al locuitorilor la primarul comunei. Deci eu sunt născut, crescut aici, trăiesc aici, nu fac naveta, o să mă puteți găsi oricând, în timpul programului, numărul meu va fi afișat în primărie pentru toți cetățenii localității, comunei și a satului Chegleviç. Voi fi la dispoziția dumneavoastră, sper că nu pare exagerat, 7 zile de 7, 24 de ore din 24. Susținerea bisericilor și a cultelor religioase. Crearea de noi servicii sociale și îmbunătățirea celor existente. Cam asta este programul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Îmi cer scuze că la urmă acum am avut un pic de emoții. Ieșit de la soare, cred că. Și de la oboseală. Uzafalem loc ce este dușlă, ce este napus na robotă ta uvaspă, da dodă da meslușe, da mslușe, da vede tăze uvă încătă i echipă, de ce ima bălgă scot duștru Banat România. Vă mulțumesc frumos încă o dată, Uzafalem. Sloganul nostru, îl știți, unii îl știți, unii nu, este fapte, nu vorbe. Un lucru iară după care mă ghidez, este nihil sin Deo, nimic fără Dumnezeu. Și vă rog, în data de 9 iunie, să votați cu sufletul și cu inima poziția 2 pentru primar și poziția 4 pentru Consiliul Local. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez tot binele din lume, multă sănătate și prosperitate. Nadia, îți predau microfonul. Zăfalem, Toni, mulțumim. Iar acum aș vrea să invit alături de noi, pe excelența sa, domnul deputat Gheorghe Nacov. Vă
Bărbicior, bună seara, se aude bine? Îmi permiteți ca unui om bătrân cu probleme să-mi pun ochelarii de soare, cel puțin câteva minute? Mă gândeam dacă va fi nevoie să completez ceva, l-am ascultat pe Toni cu mare atenție, am ascultat pe toți membrii echipei, pe unul mod special cu emoție, pentru că, mă știți, nu trebuie să mă prezint, nu prea am emoții când vorbesc în fața mulțimilor, mai ales când e vorba de un domeniu destul de familiar pentru mine, să zicem, politică și administrație publică, mai ales cea locală. Dar sunt și zile speciale, astăzi este una specială pentru mine personal. Nu o să vă reținem foarte mult, eu zic că este totuși o perioadă bună de petrecut înaintea finalei Champions League pe care mulți dintre dumneavoastră o așteaptă. Dar aia va veni, va trece, la anul va fi o nouă finală Champions League. Acum votăm pentru o perioadă nu de 4 ani. Acum votăm pe o perioadă, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Și o să vă explic. 4 ani în 2024-2028 înseamnă mai mult decât 4 ani în 2004, când eu la 32 de ani am fost ales primar. Totul este mai dinamic, totul se întâmplă mai repede. Trebuie să fii tot timpul pe fază, trebuie să fii pregătit. Nimeni nu iartă pe cei nepregătiți. Este foarte important să ai oamenii potriviți, echipa potrivită și tu să fii disponibil, așa cum a spus Toni. Nu, Toni n-a exagerat. E exact așa, o să fii 24 de ore pe zi, timp de 7 zile pe săptămână. Pentru că vei fi sunat și te vei implica sufletește în rezolvarea problemelor comunității, să-și tot te zbrișnuveni, tu ești localnic. Și acești 4 ani pe calendar, dar în realitate mult mai mult, sunt definitorii și hotărători pentru comuna noastră. Ați văzut că mesajul transmis de Toni și echipa sa este unul cât se poate de pozitiv, pentru că ei nu candidează împotriva nimănui. Ei candidează pentru dumneavoastră. Ei candidează pentru satul lor, indiferent dacă vorbim de Cristina pentru Cheglevici sau de ceilalți pentru Dudești Vechi. Ei candidează să facă bine localității unde trăiesc ei și copiii lor. Pentru că aici trăiesc ei, aici trăiesc copiii lor. Și fiecare își dorește binele propriei familii. Nu trebuie să ne uităm prea mult, sigur că se amintește despre actuala administrație, este inevitabil. Apropo, vorbind de actuala administrație, cred că cel mai des nume care s-a auzit în această campanie electorală locală în care nu am nicio implicare a fost Iusi sau Măzâlnică sau deputatul sau așa mai departe și UBBR. Este normal, pentru că în niciun caz nu au ce să-i reproșeze lui Toni. Mă bucur această atitudine a lor. Este recunoașterea calităților candidatului nostru. Mie mi se pot reproșa o grămadă de lucruri, evident. Am fost 12 ani primar. Unele lucruri le-am făcut, altele nu le-am făcut. Cred că acum e mai bine. Și sigur că mi se pot reproșa multe. Mă bucur că aceasta a fost abordarea actualei administrații. Toni, ai prins mai multă încredere. De când vorbim de Toni, cum a ajuns Toni candidatul Uniunii? Pentru că eu n-am un discurs structurat și mă bat de la o idee la alta. Toni a fost ales de filiala locală de către tinerii filialei locale. A fost unicul nume care s-a vehiculat. O să punem pe Toni candidat. Deci n-a fost desemnat de sus, a fost ales de către Michi, de către Neluțu, de către Dănci, de către Adi. Vorbim de Adi. Adi, te rog frumos, fă-mă un serviciu, ridică-te în picioare. Uitați-l pe băiatul acesta. A fost candidatul nostru acum 4 ani de zile. Adi, îți mulțumesc încă o dată public. Ți-ai asumat să candidezi pentru Uniunea Bulgară în momentul în care aveam curentul tăiat. 4 milioane de euro pierduți, vreun milion de euro datorii, în cea mai grea perioadă a Uniunii Bulgare din Banat. Îți mulțumim toți pentru asta. Adi, vă rog să-l aplaudați. Locanic, cu 2 copii, cu familie numeroasă, băiat bun.
Băiat bun are și o conotație negativă, așa a fost prezentat. E băiat bun, dar niciun dar. Oricare dintre echipa noastră este foarte pregătit să ajute în părticica sa, pe care o cunoaște și care probabil este specialist, să ajute comuna, să-l ajute pe Toni. Așa a fost gândită această echipă, așa a fost selectat Antonio Nacov ca lider al acestei echipe. Pentru că Toni a fost dispus să-și asume, așa cum și-a asumat Adi acum 4 ani, a fost dispus să-și asume că va fi în fiecare zi la dispoziția locuitorilor comunei. Nu-i va fi greu pentru că locuiește aici. Îți va fi greu pentru că problemele fiecărei persoane care vine la tine vor deveni, Toni, problemele tale. Pentru că ești un om bun, ești un om cu frica lui Dumnezeu și te vei încărca cu problemele fiecăruia. Pe unele le vei rezolva, pe altele nu vei putea, dar în mod sigur vei încerca. Această legătură a primarului, bun sau rău, eu am fost primar 12 ani de zile. Nu o să amintesc despre mandatul meu deloc. Pentru că, cu bune, cu rele, eu speram că a fost uitat. Se pare că după 8 ani de zile de când nu mai sunt primar, actuala administrație tot despre mine vorbește. De altfel este normal că nu ai cu ce să ieși în fața alegătorilor, amintești de trecut. Sunt un fel de Ceaușescu, să zicem, pentru vai, ce rău era atunci. Este bine pentru că Toni va schimba aceste lucruri. N-a fost cel mai bun primar, dar nici actualul nu este. Toni va fi cel mai bun. Toni vei fi al treilea primar cu numele de Nacov și vei fi cel mai bun primar cu numele de Nacov după 90. Garantez acest lucru pentru că această candidatură a ta este susținută de oameni. Nu este susținută de sus, impusă de sus de vreun partid sau altul. Uitați-vă la mine, sunt deputat. Da? O să-i cer unui prieten un serviciu. Mircea, te rog frumos să te ridici în picioare. Nu-l cunoașteți multă lume. Pentru bulgari o să spun cine este și o să-l cunoască. E Mircea Brăsniva, Mircea Dragici. Casa lui era lipită de casa mea. Am crescut împreună. Maradona, cred că e și el pe aici. Trei Maradona, des. Vino și tu aici. Patru case ne despart pe noi trei și 4 ani de zile. Maradona e cel mai tânăr născut în 74, eu sunt la mijloc în 72 și Mircea este născut în 70. A locuit mulți ani în Canada, acum s-a întors acasă. Ăsta este dudeștiul meu. Ăsta este dudeștiul meu. Năunăz Ulță, Ulță Tănăpătică. Acolo m-am născut, acolo am crescut. Pentru el m-am luptat, pe el am vrut să-l transform. N-am reușit să fac tot ce mi-am propus, dar sunt sigur că Toni va face tot ce și-a propus. Unele lucruri se suprapun, unele lucruri sunt ideile lui. Altele vor veni din cadrul echipei. Uitați ce echipă are. Dar ăsta este dudeștiul pentru care trebuie să ne luptăm. Toni, tu ai dudeștiul tău propriu. Al meu este Ulță Tănăpătică, Udol Rangă, Maradona, Mircea, Michi Foculouă, Tretemon și Tăbălâciu, de cu care am crescut. Ăsta este dudeștiul meu. Codi Șarnă, primul meu coleg de bancă. Ăsta este dudeștiul meu. Este dudeștiul meu, fiecare are localitatea voastră. Și cei mai nou veniți și cei mai vechi. Când crezi în asta, mă bucur, Toni. Asta nu era în program. Nihil sine Deo este un slogan bun. Al meu era datoria înainte de toate. A și rămas, nu e la timpul trecut. Dar ca să rezolvi aceste probleme, Toni, trebuie să te implici. Toni este prea modest. Toni are echipă de fotbal, adică o coordonează de mult timp. Toni este manager. Este un băiat de succes în cariera pe care o are. El o abandonează. Toni renunță la ceva sigur. La o viață sigură, la un venit stabil, sigur, care nu este mic. Toni se sacrifică. Ceilalți nu, pentru că ceilalți își vor vedea de profesii, dar Toni se sacrifică. Viața ta se va schimba, Toni. Și nu este un lucru chiar atât de ușor pe cât credeți. Toată lumea se uită primar. Primarii n-au pensii până acum de curând, n-aveau, acum aveți. Pentru că n-aveau timp normat. Primarul chiar trebuie să fie 24 din 24. Repet asta de multe ori ca să-ți intre în primul rând ție, Toni, în cap, că nu este doar o vorbă. Vei fi sunat, vei rezolva, nu vreau să mă repet. Dar o vei face cu conștiința că faci pentru ceva drag. În momentul în care copilul tău este la școală aici, e clar că îți dorești binele acestei școli. Eu am doi copii
Fetița o cunoașteți, este și ea pe undeva aici, cred că v-am părăsit prea ante, este încă elevă la acest liceu. Pe fiul meu l-ați văzut, Iusie a terminat aici liceu. Școala este prioritatea numărul 1 pentru Uniunea Bulgară din Banat. Este cea mai veche școală bulgară din lume, din 1745. În momentul de față ne aflăm într-o criză profundă. Uniunea Bulgară din Banat are un potențial enorm. Statul român sprijină ca nici altul minoritățile naționale. Doar în acest an, statul român a alocat din bugetul de stat Uniunii Bulgare din Banat aproape 2 milioane de euro. 2 milioane de euro pentru întreaga minoritate bulgară din țară, bineînțeles. Dar dacă am un primar, eu am toate condițiile create ca cea mai mare parte a acestei sume să rămână pe plan local. Sunt deputat în Comisia pentru Administrație și Dezvoltarea Teritoriului. Mai merg și în Comisia Juridică de Disciplină și Imunități, dar locul meu mi l-am păstrat în Comisia pentru Administrație, pentru că știam că va veni acest moment. Voi îmi veți da un primar de la Uniunea Bulgară ca să pot să mă duc la premier, la orice ministru și să cer pentru acest primar al nostru să dezvoltăm cea mai mare localitate a bulgarilor din România. Ceilalți, sunteți beneficiarii direcției acestui lucru. Mă uit la copii în tricouri verzi. Unii dintre ei nu au absolut nimic bulgăresc. Avem români, avem romi, avem bulgari. Niciunul nu a fost întrebat de ce nație este sau ce limbă vorbește când a fost primit în ansambluri pentru a putea merge la mare sau în orice excursie și a fi educat în acest fel pe banii Uniunii Bulgare din Banat. Acest lucru va continua. Dar ca să dezvoltăm comuna, și aici mă refer la infrastructura mare și eu știu ce vorbesc, tot ce a scris Tony în acest program este realizabil. Habar nu am de ce nu s-au făcut pași mari în direcția potrivită în acești 8 ani de zile. Nu vreau să discut despre asfaltări sau asta, pentru că probabil o să ziceți că sunt subiectiv. În momentul în care am pierdut în funcția de primar, am prevăzut că cel puțin 2-3 mandate actuala administrație nu va fi în stare să asfalteze un metru pătrat în afară de asfaltarea pe care am lăsat-o eu. Mă doare când văd lucruri bune lăsate de izbeliște din cauza unor ambiții personale. Uitați-vă la terenul de sport al liceului. Terenul Dolerangă, Mircea, tu ții minte cum era Maradona, când eram copii, ne înghesuiam să jucăm acolo pe zgura aia. L-am lăsat la cheie, teren sintetic, cu iarbă sintetică, cu nocturnă, cu vestiare, sala de sport construită. A fost lăsat de izbeliște pentru că a fost făcut de UBB. Și ce contează cine l-a făcut? În contrapartidă, bineînțeles, vă invit pe toți pe terenul cel mai modern din zonă, de tartan cu nocturne, urmează reabilitarea vestiarelor de la muzeu, din curtea muzeului. Da, Toni, sportul este sănătate, dar nu vorbim numai de sport. Vorbim de modul în care este tratată Dudești vechi de actuala administrație, indiferent de culoarea politică. Nu sunt împotriva schimbării apartenenței politice a unui primar atunci când o face spre binele comunei. Am mulți prieteni. Vă dați seama în 12 ani de primărie câți prieteni mi-am făcut. Dar această migrare, nu dau numele partidelor, le știți, de la un partid la altul este o recunoaștere a impotenței administrative și politice a actualei echipe. Ceea ce nu e cazul la noi. Politică, știți ce înseamnă? Dacă vă uitați în DEX, politica înseamnă arta de a conduce, arta și știința de a conduce statul. Vă rog frumos, uitați-vă la actuali angajați ai primăriei, la cea mai mare parte din ei, și la actualii consilieri care formează majoritatea, și spuneți-mi unde găsiți artă și știință în a conduce comuna. Dacă există aceasta, dacă există această opinie, probabil vor câștiga în continuare. Nu va fi bine. Dar dacă nu o găsiți, aici găsiți acest lucru. Pentru că e vorba de oameni pregătiți. De oameni care știu ce au de făcut a doua zi când se așează la birou. Sigur că sunt la dispoziție. Cu tot ce înseamnă un deputat. Sunt singurul deputat din istoria comunei noastre, mă refer, post-decembristă, care este din Dudești și locuiește în Dudești. Pentru că eu nu plec niciunde. Mă vedeți cu Maradona, mă vedeți cu Mircea, mă vedeți la cafea
în centru, mă vedeți aici la Uniunea Bulgară din Banat. Mă vedeți în pantaloni scurți pentru că sunt acasă. Și așa umblu eu acasă. Pot fi la costum, pot să mă duc la președinți de stat, pot să mă duc la premier, sunt îmbrăcat altfel, mă port altfel. Dar la casă, printre voi, umblu și în training, cum este și normal. Pentru că Dudești Vechi este casa mea. Dudești Vechi are oportunitatea unui deputat, acum sunt eu, în viitor va fi altul, unui deputat care locuiește în această comună. Vă dați seama că binele Dudeștiului este prioritatea mea absolută. Vreau să-mi transform satul natal. Mă bucur că este șosea acolo unde Maradona, ții minte, văzând fiul Hunfă, era balta aia mare, unde legenda spune că s-a împotmolit un camion sau un tank nemțesc în al doilea război mondial. Acum e șosea acolo. Înainte de aia făcusem drum de piatră. Udolerand am făcut terenul de sport. Sunt lucruri paietă pe care am crescut. La un moment dat era cel mai bun stadion din județul Timiș. Și am făcut și nocturnă. La muzeu l-am transformat. Astea sunt realizări nu pentru mine. Sunt bătrân, abia mai joc fotbal, mă păstrez când joc cu deputații fotbal, atâta tot. Da? Uitați-vă la toți oameni din spatele, din acești oameni. Arătați-mi unul care nu vrea binele acestei comune și care să nu poată să-l facă. Nu există așa ceva. Ceilalți deputați, ca să mă întorc la idee, o să-i vedeți din 4 în 4 ani. Probabil la un spectacol, la cămin, probabil la o rugă, o să vină și o să se urce pe scenă și o să vă spună că nu există. Comuna Dudești Vechi este locul 1, cel mai important lucru pentru ei, cu cel mai frumos primar, cu cei mai inteligenți consilieri, care odată la 4 ani sau odată la câțiva ani. Iar primarii se bat pentru un deputat. Primar de la partide mă caută pe mine să-i ajut și o fac cu drag. De asta oricând am o ușă deschisă, oricând. Pentru că statul român atât de mult protejează minoritățile încât a creat scurtături peste tot pentru noi, pentru minorități. Pentru că logica e simplă, ca să păstrez comunitatea mea, bulgarii din Dudești Vechi, la Dudești Vechi trebuie să le creăm toate condițiile. Am pierdut 8 ani de zile, fără să zic că ceilalți dinainte au fost extraordinari. Mi se pare, comparând cu actuala administrație, dar vă spun acum, este ultima șansă a Dudeștiului în 2024, având în vedere finanțările care se pot accesa, să ne apropiem de celelalte comune și să revenim acolo unde este locul nostru. Pentru că altfel vom pierde acest ultim tren. Votați-l pe Toni cu echipa lui pentru că vă uitați cu invidie la Balcani. Mai înainte, prietenul meu Dragoș a mulțumit pentru faptul că am pus umărul să se creeze această comună Balcani. Unde era Balcani în 2004? Cum arăta și cum arată acum Balcani? Beba Veche, cu toate tarele domnului Bohancan, prieten, sau fostului meu prieten, nici nu știu acum cum să spun, unde sunt aceste comune față de, de Dudești Vechi? Șandra. Vorbim de 8 ani, în acești 8 ani se puteau face mult mai mult decât în toți 12 ani de dinainte, pentru că sunt ani în care existau foarte multe fonduri europene. Suntem cea mai îndatorată comună din România. Suntem cea mai îndatorată comună din România, peste 3 milioane de euro. Dacă banii aceștia erau, s-au luat de fapt 1 milion de la BCR, sunt consilier local aici, știu că nu vorbesc prostii, puteți să-mi confirmați, Uniunea Bulgară din Banat nu a votat niciodată aceste credite, nu pot să le zic altfel decât nebune, fără nicio logică, pentru că nu se regăsesc în Dudești Vechi. Unde sunt alea 3 milioane de euro pe care le dăm înapoi? În asfalt? Unde se regăsesc? În apă, fără arsen? Da, Toni, filtrul de arsen nu există la Dudești Vechi. Cu toate că atât de mult se laudă apa asta de parcă poate fi îmbuteliată și vândută, conține același, are același conținut de arsen ca și în 2016. Vreau să mulțumesc pentru acești 4 ani și unor persoane care ne-au ajutat totuși să ținem în hățuri acest desfrâu financiar sau cum să-i spun, consilierii locali USR. 3 persoane serioase și le mulțumesc. Mulțumesc și pentru înțelepciunea de a ne sprijini acum. Mulțumesc în mod special domnului Iani Mirciov, pentru că fără sprijinul lor, în cele mai grele momente, Dudești Vechi ar fi fost mult mai rău. Pentru că majoritatea hotărârilor
rele pentru comunitate s-au luat cu majoritate de 7-6. 7 actuala administrație, 6 consilierii USR plus consilierii UBBR. Vreau să mulțumesc și prietenilor noștri de la AUR și Partidul Republican care ne sprijină, prezența lui Michi Pop, Mimia Vasilcă. I-a fost foarte înțelept din partea voastră, vă suntem îndatorați, este un semnal pe care, unul foarte important, toată lumea cunoaște orientarea pro-suveranistă a Partidului AUR în momentul în care organizația locală ne susține, este clar că nu poate fi vorba de naționalism din partea noastră. E clar că noi suntem partidul local, nu suntem partid decât în alegeri, dar suntem partidul local cel mai potrivit pentru această politică locală, de a folosi și termenul partid. În primul rând vorbim de persoane care locuiesc în Dudești Vechi. S-a pomenit despre naveta actualului primar. Dacă ar fi fost cu folos, credeți-mă, eu nu aș fi fost împotrivă. Exact ori. Putea sta oriunde. Dar să fie cu folos, în momentul în care, eu am fost foarte rar la primărie, dar mi-ați povestit voi, în momentul în care te duci la primărie și găsești personaje de desene animate care să-ți rezolve problemele, atunci avem o problemă, pentru că lumea a votat un primar care nu este de găsit. Nu asta trebuie să facă un primar de la țară. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Susținerea voastră va fi foarte importantă și vă rog frumos ieșiți la vot. De aici sunt persoane care probabil nu vor vota cu noi. Mergeți la vot. Exprimați-vă opțiunea pentru a nu putea regreta. Pentru că dacă nu votați, nu faceți absolut nimic. Mergeți și votați. Votați pe cine credeți că este cel mai bun. Aveți cuvântul meu că cel mai bun este Tony. Nici nu e greu din două persoane. Nu mai sunt calcule. Poate ăla, poate ăsta. Sunt două persoane. Drumul bun, drumul rău. Alegeți dumneavoastră care considerați că este drumul bun. De fapt, toți știți care este. După 8 ani de zile nu mai poate să zică stai că acum o să facem. Nu. Dacă în 8 ani de zile nu ai fost în stare să faci măcar puțin din ce ai promis, nu vei fi nici în continuare. Se vor pierde în continuare oportunități, oportunități care sunt ultimele. Și în încheiere aș vrea să mulțumesc cu permisiunea voastră fiecărui consilier în parte, pe care îi cunosc și îi prețuiesc. Și nu vă uitați neapărat la ordinea de pe listă, pentru că ei vor fi aici. Tony are o echipă, nu numai din cei care vor vota la Consiliu, are o echipă permanentă aici. Toți sunteți bineveniți să faceți parte din această echipă. Pe unii aveți tricoul cu Uniunea Bulgară din Banat și mă bucură. Simbolul nostru este leul. Pe fiecare tricou aveți un leu. Leu care are sabia și pana. Pana, n-am lăsat-o niciodată din mână, iar semnul electoral este crucea. Noi nu am folosit crucea. Nu ne-am bătut joc de biserică, n-am postat mesaje pe biserică electorale. Crucea este simbolul nostru din totdeauna ca simbol al aparțeneței noastre la valorile creștine. Da, apărăm crucea. De mândrim că semnul nostru electoral este crucea și ne obligă să ne purtăm ca atare. Există un vechi proverb african care spune când leii tac, se aud potăile. Este foarte adevărat. Dudeștiu a trecut cam prea mult. Am decăzut. În momentul în care ajungem atât de jos încât cumpărăm un preot de la Ambon să facă campanie electorală, înseamnă că suntem disperați. Pentru că acest preot a călcat pe toate valorile romano-catolice pe care trebuia să le apere, dezbinând populația, lucru care nu este bun. Pentru că politica trebuie să rămână politică. Uitându-mă chiar, mă bucur, mulțumesc vecinei noastre de aici că mi-a făcut poză. O să mă duc după aceea să facă și poză și mai de aproape și îi transmit vecinei noastre atunci că poate să intre oricând la Uniunea Bulgară din Banat, nu este nevoie să spargă nimeni ușa, cum a făcut echipa actualului primar. Uniunea Bulgară din Banat este deschisă tuturor de bună credință și cu frică în Dumnezeu.
Fiți voi lei verzi care mătură putăile data de 9 iunie. Faceți voi curat, pentru că este cu mâna voastră. Dacă faceți asta, vă vor mulțumi copiii voștri. Nu faceți asta, copiii voștri vor continua să dea înapoi ratele cheltuite de actuala, ratele banilor cheltuiți prostește de actuala echipă. Peruții. Peruții este un băiat deosebit, pe lângă că este un portar extraordinar, partenerul meu de pescuit, îl cunosc foarte bine pentru că afară cunoști oamenii cel mai bine. Mulțumesc că ai venit alături de noi. Eva Tatov, cred că nu există persoana care să nu o placă, este alături de noi de foarte multe vreme. Mira, îți mulțumesc. Pe Mira am cunoscut-o de copil, nu pot să vă spun ce mi-a zis prima dată când ne-am întâlnit. O cunoașteți, este Mira. Tini a fost un consilier local foarte bun, pentru că are experiență, a lucrat mult timp în acest domeniu, a fost chiar în domeniul gazului, nu? Visul meu este să văd Dudești conectat la gaz și asfaltat, o să avem acest lucru. Mulțumiri speciale Cristinei. Te rog frumos să iei. Dar știu că orești. Chegleviciu este aici? Da. Voi v-ați ales-o. Nu am fost de acord cu ea. Cristina este o tânără din Chegleviciu care crește doi copii. S-a spus exact până acum acest lucru. Niciodată n-am despărțit Chegleviciu de Dudești. Dacă ține minte, chiar în 2016, împotriva unor sfaturi, am pietruit drumurile din comună. Din păcate, văd că aceste drumuri arată exact ca în 2016 sau poate mai rău. Cristina, voie să schimbați acest lucru. Nu trebuie să spui nimic, știu că nu vrei. Convinsă să schimbăm acest lucru. Și a prins curaj. Vă rog, oameni buni, voi m-ați ales. Mai vă rog să votați cu sufletul și cu mintea. Mulțumesc. Eu vă rog să votați cu mintea. Mintea vă va spune care este varianta cea mai bună. Vă lăsăm pe candidat la urmă. Neluțu Ianțoc, te felicit pentru toată activitatea ta de consilier. Timp de 4 ani am participat la ședințe. Am dezbătut unele chestiuni împreună. Și să știi că îți meriți locul 1 la consilier. Locul 1 pentru că ești imediat după primar. Adi Blaga. Adi Blaga a fost ales în mod expres de Toni. Nu-l cunoșteam foarte bine, dar îi cunosc unul dintre prietenii cei mai buni. O să vorbim după aceea, care vorbește foarte bine despre tine, foarte frumos. Un băiat pe care eu l-am cerut pe această listă este Marius Bunur. Toată lumea știe că sunt vânător. E vânător și fiul meu, e vânător și fiica mea. În momentul în care te duci în pădure, și țara e plină de urși acum, îți dorești să ai cu tine oameni de nădejde și să nu trebuiască să te uiți înapoi în momentul în care vine ursul. Marius este unul dintre acești oameni. Cu Marius pot să plec oriunde și nu mi-e frică. Mulțumesc, Marius! Michi Șerban, îl știți foarte bine. Probabil nu știți ca băiatul lui Mărica Șerban de la primăria sa este, fie iertați părinții lui. Mama lui a lucrat foarte mult timp la primărie și mult timp a fost mâna dreaptă, inclusiv a mea, la primărie. Dacă e să aduc aminte de ceva, este bunătatea ei în relația cu oamenii și dedicația pe care o avea pentru a rezolva absolut orice problemă. Și voi știți că este așa. Unii ați mai fost la ea. Dar Michi este datorită calității lui personale. Eu l-am ales personal să fie directorul economic al Uniunii Bulgare din Banat. Prin mâna lui Michi, în ultimii 4 ani de zile, inclusiv acest an de zile, Michi, dacă nu mă înșel, au trecut undeva între 6,5 și 7 milioane de euro. Ca să știți ce capacitate are acest băiat. Sunt un pic subiectiv, Dănci, că așa cum mă uit la el, este cea mai apropiată a ruda mea, din Dudești vechi, undeva verișor 4, deci în niciun caz nu este pe pile. Dar știți de mult, este legătura directă cu generația lui, unul din liderii generației sale. Îl cunosc de mult timp și modestia lui, în ce privește locul pe listă, ne-a simțit să ne-a obligat să ne simțim obligat. Mulțumim, Dănci. Boni este perechea lui Peruți. Cu Boni plec la război oriunde, pentru că am încredere în el.
Boni Zafale Cezbușov. Pe Adi îl cunoașteți de acum 4 ani, dacă Adi era primar, în condițiile în care Uniunea Bulgară a avut deputat, Dudești Vechi nu era unde era acum. Localnicii nu erau atât de necăjiți ca și acum, pentru care suflet, toate aceste popriri, unele nelegale, nu ar fi existat. Adi, în sufletele noastre, ești câștigătorul acestor 4 ani. Puțin mai greu cu fiul meu. Am avut emoții mai mari decât el când a luat cuvântul, că este pentru prima dată, cred, când vorbește în public, în calitate de candidat, în mod sigur, pentru că are 24 de ani și a luat examenul de parol, lucru pe care mă face foarte mândru. Este pe un loc 8, pe care toți îl considerăm eligibil, evident, dar nu pentru asta a fost pe loc 8. Dorința lui a fost, în primul rând, să-și pună la dispoziție cunoștințele de drept în domeniul contenciosului administrativ, să le pună la dispoziția satului natal. Pentru că și el este localnic, locuiește aici și vă asigur că va locui aici. El este cel care nu va pleca și va rămâne în continuare cu deștean. Tomi, te rog să vii și tu lângă mine. Tops, ce să mai crede tot. Tops, ai stat în spatele meu, dar mă simt în siguranță cu tine în spatele meu. Cum ai fost tot timpul, am trecut prin perioade foarte grele. Nu fi negăjit și această perioadă o să treacă. Alături de el, alături de Piri, alături de Tony, am avut alături de regretatul John Iani Sabliov. Casa Bulgară din Dudești Vechi se numește Sabliov Iani. Uniunea Bulgară din Banat nu se uită niciodată eroi. Fără ei, mai ales fără John Bogdan Cruster, Uniunea Bulgară probabil nu ar fi fost salvată, pentru că chiar singur, oricât m-am rugat la Dumnezeu și oricât am citit, nu aș fi putut fără acești oameni. Tops este secretarul general al Uniunii Bulgare din Banat și Toni, să ai grijă că o să te streseze absolut tot timpul, școala. Dar asta trebuie să facă un director. Te rog frumos, Toni, vino și tu. Îți mulțumesc, încheiem, pentru că începe în curând meciul. Îți mulțumesc pentru că ți-ai asumat. Îți mulțumesc că ți-ai asumat să renunți la multe lucruri. Sunt sigur că îți vei aveni totdeauna cu plăcere de această adunare. Este practic adunarea care, zic eu, consfințește victoria ta și alegerea în funcția de primar. Nu este victoria lui. Este victoria voastră, pentru că este victoria localității noastre. Este victoria Dudeștiului. Politica, și mă întorc la această idee, nu înseamnă numai să câștigi alegerile. Să câștigi alegerile a arătat și această echipă de la primărie că poate. Una este să câștigi alegerile, cu totul altceva este să faci administrație. La fel cum a arătat că poate câștiga alegerile, actuala echipă a primăriei a arătat că nu poate gestiona Dudești Vechi. A arătat-o de 2 ori. Pentru că poate te poți strecura într-o sală de operații, dar dacă nu ești doctor și operezi un pacient, este în pericol pacientul să moară. În mod clar, nu au fost doctori în această echipă și pacientul, adică Dudești Vechi, este muribund. Toni, tu trebuie să fii doctorul care îl însănătocește, vei fi sprijinit de noi, mă vei avea la dispoziție în calitate de deputat 24 din 24 și 7 zile din 7, așa cum tu vei fi la dispoziția Dudeștiului. Mă bucură prezența voastră aici. Toni nu face absolut nicio diferență, numai pentru că e din familie mixtă. Și mama mea este aici undeva, am văzut-o mai înainte, este Margareta. Când eram mic, spuneam Margareta Românca. Da? Fiind acuzat de tot felul de prostii, sunt romi. Nu? Sunt sau nu sunt? Sunt. Sunt români. Păi și văd, și maica mea e născută moldovean, că văd aici destui moldoveni. Sunt bulgari. Sunt. Toți suntem Dudești Vechi. Unul fără celălalt nu poate. Unul fără celălalt nu poate. Toni va fi sprijinit de toate partidele politice din România care vor fi la guvernare prin intermediul deputatului Uniunii Bulgare din Banat. Toni, te zăfalem.
ai o săptămână de alergat, după aia te odihnești, pentru că preluarea mandatului undeva prin septembrie. Înainte de a lăsa pe Toni să încheie, cum se cuvine, câteva cuvinte în limba bulgară, pentru că asta sunt eu, deși din familie mixtă eu sunt bulgar. Dragi beșnuvene, vorbim din glaven, din. Tibet unei mlog glaven, zrăștot izberet bărova, ne zic ștârgu dân, că ți-ți am rică lină vlaște. Cu izberet paia za 10 gudă, te zic ștârgu dân vredă și tu 10. Bulgărsko društvo i vaște. Nikui nem, na nikog nemu se rika da ne doju bulgarsko društvo. Bulgarsko društvo je napravno za paljenete, bulgarsko društvo bran našta nacija. Da obranem našta nacija u Bišnov, mu treba Berov. Vidjet će naša beleti križa, vidjet će fest ima mesnik sled nam, zahvalen gospodin. Čak i fest sled nam, nikad ne rika ludna voltare glasuvajt za bulgarsko društvo. To je tuka sled nam, kačo pastir, за да не се разнесим. Чега се бъкне политиката, нек път вай малък се позапалиш, па ни убей да разнесиш. Ако забравиш да скринал, застигнеш други нейки. Ние сме бишновени, сме направили тоя сил, сме направили тази черква, нима никаква проблема, че имаю партиите бишновени и партиени и още по-хубеве, че и тъй. Ама българско дружство, фурт за излей и за предложна бишнова, и Беров, и кандидати за Беров, и кандидати за консилиере, кои да бранат тоя наш сил. Тони, да знаеш, че ние сме много фалош с тебе, и тебе трябва да бъдеш фалош, че българско дружство, едно от първите на младсенствата, де се направило в децембър 1989 година, те избра за единствен достоин, да бъдеш наша кандидат, за да опазиш Бишнова, тъй като ти си знаем ние, и да ги занесиш там, дето ми местото. Cu Toni Nacov primar, această echipă, Uniunea Bulgară din Mana, din celelalte filiale, Dudești Vechi va reveni acolo unde este locul. Una dintre cele mai puternice și reprezentative comune ale județului Timiș. Toni, tăi dă-te Boc, pomogne așa să te ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Zăfalem, zăteze, ubrânchite, urtă, dăstă, iubadlă, за жалост и истината да ти обадал господар депутат и за замоля още наш от 9 юна да гласуват със сърцето, с паметта и с помощта Божия Бешнова застигне дет треба, застигне на никого от мест, за да нашите предедве деца на Донил тук да се радват там и горе от небето. Го зафалям. Мулцумесc. Echipei mele, mulțumesc, domnule deputat, pentru frumoasele cuvinte, mulțumesc tuturor care v-ați făcut timp în această seară să fiți alături de noi și să ne ascultați. În special vreau să mulțumesc, noi mai prezint odată echipa mea, suntem o forță, veți fi, vom fi uniți și pe data de 9 iunie o să fim cei învingători. Vă mulțumesc încă o dată și vreau să mai punctez ceva. Astăzi este 1 iunie. Vreau să le spun din suflet copiilor un sincer la mulți ani cu sănătate. Dragi copii, vă doresc tot binele din lume, să aveți un viitor frumos, plin cu împliniri, succes și Dumnezeu să vă aibă în pază. Mulțumesc frumos încă o dată. Seară frumoasă și rog microbiștii să rămâneți pe poziții, să ne uităm la finală. Hai Real Madrid! Să câștige cel mai bun, ca și 9 iunie. Cel mai greu, auziți din public. Mulțumesc încă o dată, vă iubesc pe toți în egală măsură. Fapte, nu vorbe!